Așa cum am spus, am rămas blocat în Dubai împotriva voinței mele pentru ceva despre care nu am știut. Cum am scăpat, ce am făcut, la cine am apelat și câți bani am cheltuit pentru a rezolva această situație. Te salut cu drag, mai fericit și mai bucuros să te văd din nou, deoarece am rezolvat situația neplăcută de a fi blocat în Dubai, cu alte cuvinte, blocat într-o țară străină, arabă, departe de casă, și cu mai multe cuvinte, în cazul în care nu aș fi avut un venit financiar suficient de mare, probabil că aș fi stat în aeroport, pe scaune, așteptând ca cineva să rezolve situația, deși cred că mai repede de 9 mai nu mi-ar fi rezolvat-o nimeni, ceea ce înseamnă mai bine de 10 zile, în care aș fi fost blocat fără voința mea, fără voia mea, de fapt împotriva voinței mele, deoarece n-am știut o informație despre care nimeni nu mi-a spus și nu știu dacă ar fi trebuit să știu chiar eu. Ei bine, astăzi facem un vlog despre cum scapi din situații neplăcute, ce trebuie să faci și mai ales cum te pregătești înainte ca ele să apară. Așa cum am spus în alte vloguri, există actualul tu și viitorul tu. Viitorul tu este pe o persoană despre care tu nu ai niciun control, nu știi ce va face și nu știi cum va reacționa în viitor și ce decizii va lua. De aceea este important ca astăzi, unde tu ai putere în prezent, să faci anumite decizii sau să iei anumite decizii pe care, mai departe, o să te bucuri că le-ai luat și vei beneficia de ele. De aceea, înainte ca să ajungi într-o situație de acest gen, să fii pur și simplu închis într-o țară unde nu ai voie să ieși, și cumva putea să fie orice țară, nu neapărat Dubai, putea să fie o țară din lumea a treia, Somalia, de exemplu, și ar trebui să stau într-o autogară sau aerogară, în aeroport, cine știe ce gen de aeroport uitat de lume. Ce trebuie să faci înainte ca să ajungi în situații despre care tu nu poți să ai cunoștință la ora actuală? Mi-a zis cineva, păi tu n-ai știut. Păi cum să știu eu că pur și simplu am nevoie de o anumită cerință în viza mea de rezidență de Dubai, un lucru care s-a modificat la ei, legile se modifică ca și la noi și pur și simplu la mine nu a fost acel punct acolo consemnat, făcut și trebuia ca să pur și simplu să semnez o hârtie. Nu știu dacă pot să învăț mare lucru din această situație, cu siguranță pot să spun ce am învățat din alte situații și m-a apărat de situația actuală, în sensul că dacă aș fi fost prima dată într-o situație neplăcută de acest gen, probabil că nu aș fi avut foarte multe soluții ca să ies afară. Dar și de data aceasta am reușit să scap, am reușit să rezolv, ca și în alte dăți asemănătoare. Despre asta vreau să vorbesc astăzi, o să trec direct la subiect pentru că am amânat destul de mult. Am rezolvat cu relații, chiar și aici într-o țară unde nu prea ai cu ce relații să rezolvi. Ei bine, într-o țară de roboți, într-o țară de foarte multe nații care nu se înțeleg unii cu alții decât în limba engleză, pentru că am apelat la persoane care sunt de aici și vorbesc limba arabă de Dubai, dialectul din Dubai care se vorbește, și pur și simplu încercau să vorbească în arabă cu cei care m-au oprit de la imigrări, dar nu puteau să vorbească în arabă, pentru că ei nu știau araba, genul ăsta de arabă, știau alt arab, alt dialect. De aceea este foarte important să știi că în Dubai, la fel ca și în Londra, sunt foarte multe nații din toate părțile globului, iar ele cu ele nu se înțeleg foarte bine decât în engleză, așadar poți să te înțelegi și tu cu ei mai departe pentru că e același lucru. Am apelat la persoane cu mare potențial în România financiar, n-au avut nicio variantă să mă ajute, deoarece o instituție de la guvern este închisă și nu poate să intervină absolut nimeni decât de la familia regală, în jos sau în sus, nu mai contează. Adică undeva la un nivel foarte înalt în țara aceasta. Ca și cum ai apela la familia regală din Marea Britanie să te ajute la ceva. Mi-am dat seama că a avea bani în această țară, dacă nu ești mini-miliardar, nu prea ai niciun cuvânt de zis. La nivel de 10 de milioane de euro, nu prea însemni ceva în această țară. Adică ești un trecător, ești un om obișnuit sau aproape obișnuit. Un obișnuit mai bogat, să zicem. De aceea, financiar, dacă vrei să vii în Dubai, cred că de la un miliard în sus, da, poți să fii cineva, poți să fii cunoscut. Sub un miliard nu prea impresionezi pe nimeni. 200-300 milioane, poate că ai mese mai bune la club seara, dar nu cele mai bune, pentru că vin ceilalți. Cumva este un cuib al celor mai bogați oameni din lume, care vin să cheltuie bani cu oameni de nivelul lor.
De aceea, în cazul în care apare o problemă în viața ta aici, foarte greu ca să te ajute cineva, mai ales dacă nu este la un nivel financiar de peste 1 miliard. Eu am reușit să rezolv acest lucru cu relații. Pot să vă zic că persoanele care m-au ajutat sunt la un nivel foarte înalt în România. Adică sunt și mie foarte apropiate ca familie. De fapt, sunt parte din familia mea. Iar mai departe, aici au apelat la o altă familie și astfel cu brothers and sisters și așa mai departe s-a rezolvat situația. O situație măruntă. A fost vorba de 2 minute. Cineva a venit la birou, într-adevăr la birou guvernamental, a intrat într-o aplicație, a băgat un user și o parolă, iar mai departe, pur și simplu, nu știu dacă a durat 2 minute tot, bine, drumul și deranjul a durat probabil câteva ore, dar mai departe a fost vorba de un click, un trecut de nume și iarăși un click în care pur și simplu s-a rezolvat situația și viza mea de rezidență este acum în regulă. Foarte interesant ce am învățat de aici este că înainte să se întâmple, trebuie să te pregătești cu resurse de tot felul. Atât bani, iar mai departe cu relații, cu persoane foarte bine poziționate, nu numai în România, ci și la nivel internațional, motiv pentru care consider că dacă chiar îți dorești să vii într-o țară străină, trebuie să-ți faci foarte bine temele și să vezi pe cine cunoști în acea țară. Altfel, eu cred că nu ai variantă ca să trăiești fericit fără să fii conectat. Pentru că se întâmplă situații de acest gen, în care pentru mine era foarte grav, aveam pe data de 5 un eveniment foarte important pentru care trebuia să fiu în România, pe data de am un eveniment și mai important, deoarece sunt naș pentru dragul meu fiind Andrei și Camelia de la Craiova, dragii mei fiind de fapt, de aceea trebuia să fiu acolo pentru că, sunt naș, e cununie, se adună sute de oameni. Foarte neplăcut să nu fie nașul prezent pentru că e în Dubai. Oamenii nici măcar nu înțeleg, au impresia că e în Dubai la distracție. Cine ar putea să creadă că eu sunt în Dubai blocat? Știu că este un vlog mai diferit și mai ciudat și dacă l-ai urmărit până aici, să știi că e mai mult o poveste de viață. Adică nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu blocat într-o țară și mă bucur că am rezolvat, pentru că altfel n-aș fi putut face prea curând acest vlog. Mă bucur că am rezolvat, chiar dacă am rezolvat cu relații. Și spuneam la început de viitorul tău. Fă astăzi lucruri care să te țină safe pe viitor, să te țină în siguranță pentru viitor. Iar aceste lucruri sunt mai departe de zona ta de confort. Pentru că am întâlnit persoane care au spus, băi, că ne-au făcut 2-3 milioane de euro, sunt ok, banii merg. Îmi vin în fiecare lună 10.000-20.000 de euro din afacerea curentă, parcă mă simt suficient de bine, adică nu mai am nevoie să mă lupt. Iar eu îți spun că dacă stai acasă, în țara ta, acolo cu minte în orășelul tău, este foarte bine ceea ce faci. Și este ok. Dar doar pentru asta ai venit în lumea asta? Asta e tot pentru ce ai venit? Păi înseamnă că poți să mori. Pentru că deja ți-ai făcut treaba și la un moment dat o să te plictisești. Și de statutul tău, de câteva zeci de mii pe lună. Eu zic că nu-i gata. Eu zic că nu trebuie să te oprești aici și eu zic că trebuie să mergi mai departe, să vezi țări cum e Dubaiul, o țară, de fapt, oraș cum e Dubaiul, un oraș incredibil, cum a fost construit și ce oferă, ce priveliște oferă, iar mai departe există și alte locuri frumoase în lumea aceasta. De ce să te oprești doar la România? De ce să te oprești doar la câteva milioane? Ai puterea să faci mai mult, pentru că dacă nu o să te mărești mai departe, o să vină ceva în viața ta și o să te oblige să te mărești. O să tragă de tine. De aceea este important să tragi tu de tine prin autodisciplină. Și să știi că va veni un moment în care vei plăti prețul abilităților tale. Iar dacă nu ți le folosești să te mărești, o să îți pară rău pentru că vei fi lovit și vei fi mărit, obligat de universul care ne înconjoară. Așadar, viitorul tu creează pentru el, creează anumite programe, decizii care să-l oblige să crească mai departe și apără-l de situații cum am avut eu acum în Dubai, prin banii pe care îi faci, prin relațiile pe care le creezi, prin puterea pe care ți-o câștigi și prin evoluția pe care o ai. Așadar, până la vlogul următor, un subiect foarte interesant, tot despre Dubai, vă aștept să-mi scrieți comentariile voastre dacă ați pățit ceva asemănător, cum ați rezolvat situații cu relații și dacă este ceva bun de învățat din asta.